Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat astăzi în mijlocul comunității românești din orașul Alesund, Norvegia. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Am colindat pe frații români în aceste zile ale prasnicului Bobotezei în insulile din regatul Norvegiei și ne-au primit cu multă emoție și bucurie am șters lacrimile din ochii lor, mai cu seamă că unii dintre ei ne-au primit pentru prima oară. Am împrospătat casele românilor cu aghiazmă mare, mulțumind pentru acest mare har dobândit cu prilejul Sfintelor Sărbători. Cum putem oare păstra și răspândi acest mare har? Îl putem păstra și răspândi prin virtutea recunoștinței. De aceea nu trebuie să uităm asemenea celor nouă leproși vindecați de Mântuitorul Isus Hristos, binefacerile și binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă în viața noastră, ci trebuie să fim recunoscători. Nimic nu este mai de ajutor decât mulțumirea și recunoștința pe care o aducem prea milostivului Dumnezeu. Și nimic nu este mai primejdios decât uitarea și nerecunoștința față de milostivul Dumnezeu de la care se revarsă toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Totodată am Sfințite multe case. Ierarhul a continuat în aceste zile vizitarea locuințelor românilor din mai multe orașe norvegiene pentru a le binecuvânta cu aghiasmă mare. Săptămâna aceasta, preasfinția s-a ajuns cu vaporul, inclusiv în insula Aucra, unde se găsesc câteva familii de români. Ieri, preasfințitul părinte Macarie s-a aflat în mijlocul comunității de români din orașul Molde, unde a săvârșit Sfânta Liturghie.